ziua de 26 iunie 2016, Căușeniu a îmbrăcat haine de sărbătoare. Mai bine zis, a sărbătorit două evenimente, Ziua Națională a Portului Popular și Ziua de Sânziene sau a Drăgaicelor, sărbătoarea florilor, iubirii, dar și a recoltelor și tradițiilor din Străbuni. Se spune că sânzienele sunt niște făpturi ireale de frumoase, ce poartă pe cap cu nună de flori care poartă același nume și nu se arată oamenilor pe care îi pedepsesc dacă le zăresc. De aceea, în ziua de sânziene, fetele poartă coronițe de flori pe care apoi le aruncă pe acoperișul caselor. Dacă nu cad, înseamnă că anul acesta se vor mărita. Anul acesta, Direcția Cultură, Tineret, Sport și Turism din cadrul Consiliului Raional Căușeni au hotărât să combine aceste două sărbători, astfel, în ograda Casei Raionale de Cultură Căușeni s-a desfășurat un spectacol fascinant adus de către colectivele folclorice din Casa Raională de Cultură, cât și a colectivelor din căminele culturale din raion. Sărbătoarea a fost deschisă de Clubul de Dans Magica, condus de doamna Svetlana Gonciarov, cu dansul sânzienilor. Formația folclorică Baștena, condus de Vasile Moraraș, a adus în fața spectatorilor un buchet de cântece culese din folclorul autohton. La fel cum buchet de melodii, interpretate la instrumente ca fluier și nai, a fost parte și ansamblul de fluierari condus de Nicolae Cealâc.
Orchestra de muzică populară Mărțișor, condusă de Gheorghe Gârjeu, a adus în scenă la sărbătoare un buchet de melodii cu soliștii Luminița Ciubotaru și Ion Osaci. Sărbătoare și răsună muzica, de voie bune la toți sau de inima. Sănătate, că te-a făcut la dânspate, că te-a făcut așa la dânspate. Măi, oale, de joc, dă-i viață, mult noroc, dă-i viața asta, mult noroc, mă. Mami tale, sănătate, că te-a făcut la dânspate, că te-a făcut așa la dânspate. E sărbătoare și răsune muzica, e voie bune la toți sau de inima. Ei copil mic mi-a plăcut, mă. Hai să faci o roadă, roadă, să jucăm caldă, dacă să jucăm așa caldă, da, mă. Astăzi sunt pădit de mult, ei copil mic a făcut, ei copil mic mi-a plăcut, mă. Hai să faci o roadă, roadă, să jucăm caldă, dacă să jucăm așa caldă, da, mă. E sărbătoare și răsune muzica, de voie bune la tot sau de inima. Nu a lipsit de la acest eveniment și ansamblu de dans popular Spicușor, la fel condus de Svetlana Gonciarov, cu Hora și Sârba Calacăușeni și dansul Ciuleandra. Yeah.
Pentru că în raionul Căușeni există sate locuite de către diferite etnii, așa ca ruși, ucraineni, bulgari, găgăuși și alții, la sărbătoare au venit și discipulii ansamblului de dans Rada din satul Constantinovca, care a adus cu ei minunatele dansuri bulgărești. Prezenți la acest eveniment a fost și colectivul folcloric Țărâncuța din satul Cârnățenii Noi, condus de Vartic Elena, și colectivul folcloric din satul Baimaclea, condus de Maria Cojocari, care și ei au prezentat un program de cântece folclorice alese de la Baștină. Verde de-a se unde are va de acasă, în pădurea cea de fagul ne întâlneam cu drag. În pădurea verde de-a se unde are va de acasă, în pădurea cea de fagul ne întâlneam cu drag.
mie, hai, hai și aoleu, mă apără cu pânzele, hai și aoleu. Și acolo m-am întâlnit, hai, hai și aoleu, cu badea cu oile, hai și aoleu. Și acolo m-am întâlnit, hai, hai și aoleu, cu badea cu oile, hai și aoleu. Cu un dans, așa cum se joacă doar la Săiți, l-au adus colectivul de dans Săițeanca din acest sat, conducător fiind Constantin Grigorenko. În afară de muzică și dans aduse sărbătorii de sânziene, colectivele au adus în fața spectatorilor și o expoziție inedită plină de culori, prezentând costumul național, prosoape, covoare, țesute și cusute de meșteri populari din raion. Această expoziție a fost prezentată cu ocazia Zilei Naționale a Portului Popular, care anul acesta este pentru prima dată marcată în Republica Moldova. La final, toate colectivele s-au încins într-o horă de sărbătoare, astfel acest eveniment s-a produs cu mult brio pentru locuitorii orașului și raionului Căușeni. Precum și Dior, ține toate zilele.
de moția. Toți într-o fără să ne aude, să chiuim, bă-bă! Material pregătit de Ion Cernei, studioul model de cinematografie Luceafărul. Șapte zale, doamne, și lucior, se salte în sus de șapte ori.